Bineînțeles, suntem foarte bine echipați pentru un astfel de traseu. Avem la noi absolut tot ce ne trebuie. Nu ne facem griji din punctul ăsta de vedere. În partea stângă Ionela, în partea dreaptă domnul Marius. Hello. Hai să urcăm, băieți, că avem de urcat. Gata? Hai la. Hai la vale. Și am ajuns la o intersecție de trasee. Aici avem încă o variantă de a ajunge la cabana Posăvarul Petru Galben, dar vom continua tot pe Cruce Roșie. Cel cu galben o să-l facem noi altă dată. Aici în Posăvarul sunt foarte multe trasee și poți să alegi orice versiune vrei, orice variantă vrei. Ne-am oprit să ne și dezechipăm un pic pentru că începe să ne încălzim. Continuă să ningă, dar bine, ninge așa, ușurel. Și o să-i dăm la deal. Din când în când, cred că o să ne mai intersectăm cu pârle de schi, dar o să fie fain, o să fie o tură epică. Tocmai am ajuns într-un loc numit Prăpastia Lupului. Avem aici o balustradă pe care nu trebuie să o depășim. Iar pentru mine este pentru prima oară când ajung aici. Păcate, în direcția asta nu vedem nimic, dar este o stâncă. În partea stângă. Destul de interesantă. Nu știu dacă se vede bine pe cameră. Da, faină zona. Super faină zona.
În tura de azi se pare că am reușit să fac practic un traseu nou. Chiar dacă prin zona asta eu am mai umblat, însă coboram mereu doar pe pârte, deci eu niciodată n-am fost pe Cruce Roșie. Decât din când în când mai mergeam pe anumite segmente ale traseului. Iar aici am găsit și o troiță. Lucru foarte, foarte drăguț. Deci dacă nu faci traseul ăsta, nu ai de unde să știi ce se mai ascunde pe aici. Iar traseul este ușor și foarte drăguț. Deci suntem lângă telescaunul Ruia, care este acolo. Și continuăm pe Cruce Roșie traseul. Mi-a plăcut faptul că am rămas foarte mult prin pădure și nu a trebuit să ne folosim momentan de loc de pârtie. Doar ce am mai traversat-o din când în când. Iar vremea e ok. Atât că de sus nu o să avem parte de peisaj, pentru că sunt convins că nu avem vizibilitate din cauza ninsorii. Nu mai vedem marcajul, dar fii atent, trebuie să ajungem în față și se face după aia, după brăduțul ăla din față, se face la dreapta. Da, se face dreapta. După brăduțul ăsta frumos, da, pare a fi drum. Pare a fi drum. Facem 5 metri de freestyle dacă... Da. Uite și marcajul în fața ta. E zăpadă mai mare pe aici? Da. O, ce fain e brăduțul ăsta. Îl luăm acasă, îl păstrăm pentru Crăciun. E, faină experiența de azi. Cum vă simțiți? Super bine. Foarte tare. Super. Bravo. Bine. Mai am un mânuș aici. Că nu pot filma cu mâna fără. Hai să-ți arunc mânușul. Mai avem de mers. Da, tu de ce trecezi? E atât de cald. Este, este. Dar sunt minus 4 grade din câte am observat la telegondolă, la telescaun acolo. Mai avem de urcat pata din spatele nostru. La Leneș. Ne-am intersectat din nou cu pârtia de schi. Încă se schiază, nu sunt foarte mulți schiori, dar sunt câțiva care se dau. Dar nu ne vedem de drumeția noastră. Da, uite, se face, dau și ei. Super. Era aici gașca mea de azi. Zăpadă multă pe aici. În creștere. Pentru mine, din nou, este o zonă necunoscută.
Și am ajuns la cabana Postăvarul. Dar trebuie să recunoaștem că n-am chinuit un pic să ajungem până aici din cauza pantei destul de abrupte. Mai bine pe unde am urcat. Da. Evident că e mai bine. Întotdeauna ne facem drumul cel mai bun. Iar acum am ajuns la Postăvarul. La dreapta. Trebuie să mergem spre dreapta. Dreapta? Da, încolo. Dar urcă la băncuțe acolo. Ok. Canalul Marius. Nu știu cât mai mult. Dar pe jur de cabană are destine multe trebuie. Am plecat de la cabana Postăvarul. Și acum mergem spre vârf. Doar că este ceață. Și să vedem dacă chiar ajungem acolo. Este foarte, foarte ceață. Și prin ceață și un pic de chin am reușit să ajungem în sfârșit în vârful Postăvarul. La 1799 de metri. Dar din păcate nu se vede nimic decât vârful, atât. Suntem toți, suntem bine, da. Suntem în vârf și suntem mândri de noi. Bravo, bravo la toată lumea. Super tar. Super, super. Greu, dar super mișto. Să ajungi până aici. În condițiile astea? Da, și în condițiile astea, da. O să vă trebuia să refacem tura și când o să avem vizibilitate mai bună. Da, trebuie să vedem tot ce se poate vede. Uitați și voi, din păcate, eu vă zic că în partea aia e piatra mare, dar nu se vede. Undeva în direcția aia trebuie să fie predealul. Asta e. Oricum, e bine că nu bate nici vântul. E vremea ok. Suntem pe coborâre, suntem practic între telecabină și refugiul salvamont de aici, din Postăvarul. Ne bazăm pe urmele pe care le-am făcut atunci când am urcat, pentru că nu prea ai după ce să te orientezi. Deci eu acum vă iară pe voi în imagini, dar haideți să îndrept un pic telefonul în partea dreaptă. Ia uitați. Absolut nimic. Nimic. Însă faptul că am mai fost pe aici m-a ajutat un pic să-mi dau seama cum trebuie să abordăm traseul. Și am fost ok. Am ajuns în vârf. Spre bucuria noastră acolo nu bătea deloc vântul. Și a fost chiar ok. Ne apropiem de finalul acestei drumeții. Suntem pe ultima porțiune de coborâre de pe pârtie. Și în curând o să ajungem în Poiana Brașov. Ionela și cu Mariu și-au dat jos colțarii. Eu pentru că știu că în general mai am probleme și mai caca fraierul. Îi mai țin un pic până ajung jos la instalație. Și cam asta a fost tura de aici din Postăvarul. Și cam asta a fost drumeția noastră de azi. Ne-am întors în mașină. Iar acum urmează să coborâm spre Râșnov.
apoi spre Bușteni.